Pelerini din întreg județul au participat la hramul Mănăstirii Nucet din apropierea municipiului Târgoviște vineri 10 mai 2024 cu prilejul sărbătorii Izvorul Tămăduirii. În al preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Nifon a săvârșit Sfânta Liturghie în istorica biserica mănăstirii, fiind însoțit de un sobor de preoți și de diaconi. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim într-un somn. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și la finalul Sfintei Slujbe s-a plecat în procesiune la binecunoscutul loc, Izvorul de Leac, aflat în pădurea din apropierea complexului monahal. Acolo a avut loc slujba de sfințire a apei, iar credincioșii au luat aghiazmă. Strămoșii noștri veneau cu preotul lor aici, în pădure, la fântâna de leac, pentru a sfinți apa și a mărturisi credința în învierea Domnului nostru Iisus Hristos în această săptămână luminată. Oamenii obosesc, se tocesc timp de un an de zile, dar vine momentul când trebuie să ne reînnoim, să ne redinamizăm, să ne resetăm, cum spun unii astăzi. Și ne resetăm în rugăciune, în bucurie și în comuniune sfântă. Pentru locuitorii comunei Nucet, dar și oaspeții veniți din împrejurimi, sărbătoarea a continuat cu programul organizat de primăria comunei Nucet de Ziua Nucetului. Eu păstoresc această localitate de 24 de ani, femeie. Am alături de mine o femeie puternică, primul prefect al județului Dâmbovița, femeie, de care mă bucur de fiecare dată de prezența dumneei și de sprijinul pe care mi-l acordă și de susținerea morală până la urmă, pentru că ai nevoie într-o asemenea funcție și de o astfel de susținere. Doamna prefect Gilia Claudia, pe care vă rog să o aplaudăm. Bună ziua, Hristos a înviat! Doamna primar, vă mulțumesc tare mult pentru cuvintele deosebite. Mă bucur tare mult să fim încă o dată și anul acesta alături de dumneavoastră. A devenit deja o tradiție pentru noi să fim în mijlocul dumneavoastră. Astăzi, într-o zi de mare sărbătoare creștină, vă îmbrățișăm cu drag, vă respectăm, vă spunem de ziua dumneavoastră la mulți ani și permiteți-mi să o felicit și eu pe doamna primar pentru lucrurile minunate care le-a făcut pentru această comunitate și sunt sigură, doamna primar, că veți face în continuare multe lucruri bune pentru comunitate, iar noi, fiecare din pozițiile și demnitățile publice pe care le avem, vă vom fi alături de dumneavoastră, prin dumneavoastră, întregii comunități. Multă sănătate, sărbătoare minunată vă doresc astăzi, după cum vedeți, într-o zi absolut superbă și permiteți-mi, doamna primar, un gând foarte drag pentru niște copii minunați pe care îi aveți în această comunitate și pe care știu că i-ați încurajat permanent alături de domnul președinte al Consiliului Județean. Cu nuna Nucetului, felicitări, dragilor, reprezentați cu onoare această comunitate. Felicitări! La mulți ani, încă o dată, Nucet!
în numele frumoșilor noștri copii, un buchet de flori doamnei prefect, care îi mulțumesc de prezență și astăzi. Și chiar dacă îi dau cuvântul ultimului domnului președinte, este primul om al județului, un prieten al Nucetului, un om adevărat care a făcut foarte multe pentru județul Dâmbovița. Cred că niciodată, în niciun mandat, nu s-a făcut ceea ce a făcut domnul președinte. Hai să-l aplaudăm și pe dumnealui și după care îl las să rostească câteva cuvinte și îi mulțumesc din inimă pentru prezența de astăzi. Mulțumesc mult, doamna primar. În primul rând, Hristos a înviat. Am venit împreună cu colegii mei și vedeți că suntem o echipă puternică, o echipă serioasă, o echipă performantă și, cu, așa cum a spus doamna primar, aici suntem într-o echipă și cea mai puternică echipă a județului Dâmbovița, doamna prefect, domnul primar al municipiului Târgoviște, domnul senator, domnul deputat, domnul subprefect, domnul ministru secretar de stat, colegi de-ai mei din Consiliul Județean Dâmbovița. Am venit cu mare drag la Nucet, așa cum venim în fiecare an, aici, într-un loc sfânt și într-o zi de sărbătoare. Astăzi este o zi de sărbătoare și creștină, dar și ziua dumneavoastră, ziua Comunei Nucet, o zi importantă pentru comunitatea locală și ținând cont că suntem în prima zi de campanie, am venit să o susținem pe doamna primar. Este o onoare pentru noi să venim astăzi alături de doamna primar, de un primar performant al județului Dâmbovița, un primar cu realizări pentru Comuna Nucet, un primar care zi de zi muncește pentru locuitorii Comunei Nucet. Eu vreau să vă mulțumesc, doamna primar, în primul rând pentru ceea ce faceți pentru comunitatea locală. Vreau să vă asigur astăzi și de ziua Comunei Nucet că vom fi alături în continuare de Comuna Nucet și, bineînțeles, Dumnezeu să ne dea gândul cel bun și să ne ajute. Doamne ajută și un sincer la mulți ani! Mulțumesc fiecăruia dintre dumnealor. Le mulțumesc pentru sprijinul pe care mi-l acordă. Eu cred că azi nu e despre campanie, azi este despre noi, despre Nucet, pentru că dumneavoastră, cei din Nucet, știți că noi ne-am făcut mereu treaba. Și atât, nimic altceva. Vă doresc o zi frumoasă în continuare, să petreceți cu bine și să rămâneți până în ultimul moment. Vreau să vă mai spun încă un lucru și să-i mulțumesc în numele dumneavoastră, domnului președinte, pentru că, de fapt, direcția 5 a fost... Împreună. Distracție plăcută. La mulți ani.